Doamnelor și domnilor, bun găsit la Hora în America. Suntem într-o nouă ediție specială. Vom continua să discutăm despre coronavirus și în ce mod ne afectează această criză. Dar de multe ori experții, specialiștii încearcă să se uite în trecut, să vadă ce lecții are de învățat omenirea, pentru că virusul de răceală nu a fost unul unitar în istoria omenirii. Ne dăm bine seama despre gripa spaniolă, gripa asiatică și multe alte tipuri de gripe de acest gen care au afectat tot mai mult populația. În această ediție vom discuta despre gripa asiatică, care a fost cel mai mult probabil cunoscută de către românii din perioada 1950-57 și cu această ocazie vom încerca să discutăm despre amintirile acestor tipuri de gripe în istoria României cu Judge Kozinski, care este un expert nemaipomenit în sistemul de justiție din Republica, din Statele Unite ale Americii și vom cunoaște mai multe despre personalitatea lui în această emisiune. Îi voi da cuvântul domnului Kozinski pentru a se prezenta și a ne vorbi mai multe despre meritele, în primul rând, pe care le-a avut aici în Statele Unite ale Americii. Știu că ați venit în SUA la o vârstă fragedă și ați urcat punți destul de semnificative la Curtea de Apel. Ați fost un judecător de excepție și am vrea să ne spuneți mai multe despre tangențele pe care le-ați avut în istoria acestor tipuri de gripe și domnule Kozinski, bine ați venit la Hora în America. Cum vă simțiți în aceste clipe și cum ați, în primul rând, ați reacționat la coronavirus? Bună ziua! Mă simt foarte bine. Bine v-am găsit aici. Eu mă simt foarte bine. Eu am supraviețuit o gripă mult mai serioasă la București în 1957-58. Gripa asiatică a fost foarte cumplită. A fost mulți morți la București. Mergeam pe malul Dâmboviței la lecția mea de luam lecții de pian și când treceam erau un magazin care vendea sicriu și avea o grămadă de sicriu, atât de sicriu că nu putea să le țină înăuntru, le punea pe stradă, pe afară de magazin. Și au fost multe sicriu mari și mici, mulți copii și mulți copii mici au murit. Domnul Kozinski, ce vârstă aveați atunci și cum prima dată ați aflat despre gripa asiatică în România și cum a afectat această gripă sau epidemie, eu știu, familia, ați avut de suferit sau doar ați auzit despre această gripă? Nu, toată lumea a știut. Am avut 7-8 ani, dar țin foarte bine minte totul din timpul ăsta. A fost mare frică. Toată lumea a știut că este o gripă și că moară oameni și se vedea la funerale. Țin minte că se făcea steaurile când era un mort în casă, la casă se punea o prăjină cu semnul negru și erau multe de astea și am locuit în spate de la București, în spate de o biserică, Sfântul Spiridon, și treceam mult acolo să
că totdeauna era cineva să ne dea colibă. Și mie mi-a plăcut foarte mult colibă și așa că am stat, am trecut multe ori. Zicem că gripa asiatică a fost pe deplin, știu, de asemenea răspândită în întreg globul pământesc. Peste 1 milion de oameni au suferit. Practic e cam aceeași la amplitudinea coronavirus, pentru că și coronavirus a afectat practic 1 milion de persoane infectate deja la această oră. Da, la grepa asiatică a murit 1 milion. 1 milion, peste 1 milion de oameni. Nu toți mureau. Tatăl meu a fost bolnav cu gripă. Țin minte că locuiam într-un apartament la București, două camere, și a treia cameră asta era altă familie și am folosit aceeași baie și kitchen, o bucătărie. Bucătărie, da. Și tatăl meu a fost infectat, a fost supraviețuit. Eu, mama mea și eu nu ne-am infectat. Așa că nu totdeauna, chiar la gripa asiatică, care cred că a fost mult mai periculoasă, nu toată lumea s-a infectat, nu toată lumea a avut grupă severă și nu toată lumea a murit. Toată lumea a supraviețuit și eu și mama mea nu ne-am infectat deloc. Așa că toată panica asta... Ați fost într-un fel norocoși în familie, că nu ați simțit-o pe propria piele, dar totuși aș vrea să aflu în ce consta această gripă asiatică. Afecta la fel plămânii sau anumite stări? Dacă vă aduceți aminte, despre ce era vorba? Cum se simțea tatăl dumneavoastră? Nu țin exact minte. Țin minte că tata a fost în pat, pentru că nu aveam separate bedroom, fiecare cameră de dormit. Era în camera mare, eu eram în camera mică, așa că ca să merg la camera mea... Deci, practic, erau izolați în acea... Nu era izolat. Nu puteam să izolăm. Eu, ca să merg la camera mea, am trebuit să trec pe patul, lângă patul tatăl meu. Și țin minte că a fost în pat. El avea de acum astma, dinainte. El a fost, în timpul războiului, a fost la Transnistria și toată viața după aia a avut, a tușit și avea astma. Așa că era, cum se zice, vulnerabil și a tușit mult și a avut febră mare și mama mea la... Da, vom pune și câteva imagini despre mai mult gripa spaniolă, pentru că... Da, asta e gripa spaniolă, da, asta a fost mult mai... Spaniolă se vorbea mai des în acea perioadă. Gripa asiatică. Da. Da, a fost una destul de importantă. Da. Și totuși nu, el a supraviețuit, i-a dat medicamente, nu țin minte ce. Doctorul cred că a luat pirimidon și poate streptomicină. Nu țin minte. Și după câteva zile s-a făcut mai bine și s-a întors la lucru. Deci, practic, să înțeleg că această gripă nu a durat mult. A durat un an. Am în vedere cei care au fost afectați de gripă. Practic, se puteau vindeca destul de repede din spusele dumneavoastră. Nu țin minte exact, dar cred că a fost o săptămână, două, cel mai mult. Și pentru tatăl meu. Unii au murit, mulți au murit.
Dar nu, nimeni nu s-a izolat, nimeni nu a știut că să nu mergi la tramvai sau să nu mergi la școală sau să nu mergi la lucru. Dacă puteai să lucrezi, lucrai. Dacă erai bolnav, stăteai acasă. Dacă erai copii, mergeau la școală. Fiecare zi, inclusiv sâmbătă, ne duceam la școală cu toți ai copii și nu a fost așa mare frică ca aici. Nu știu, această boală, corona, oamenii au așa mare frică, frica e mai rău decât boala. Dacă e să comparăm aceste două tipuri de, gripe, pentru că și atunci a fost o anumită criză. Nu știu dacă vă aduceți aminte cum autoritățile au încercat să prevină și ce măsuri se luau, dar cel puțin acum vedem că această măsură de izolare și de ședere acasă poate fi, într-un fel, o prevenție destul de eficientă, după părerea mea, dar pe de altă parte este afectată economia și afacerile și oamenii nu mai au posibilitatea să meargă la job-uri. Cum vedeți aceste două situații? Dacă ați vrea să vă expuneți mai mult despre aceste tipuri de perioade. Sigur că nu putem să comparăm ceea ce a fost în 57, pentru că măsurile și tratamentele erau probabil diferite și modul în care era reacționa lumea la aceste gripe. Tehnologiile sunt altfel acum. Nu chiar așa. Încearcă să reacționeze cât mai repede. Nu chiar așa de mult altfel. La București în anile 50 era ca medicina ca America în anile 20, 30 ani înapoi. Țin minte că mama mea a avut o sirină mare și dădea injecție la tatăl meu și s-a schimbat unele metode s-au schimbat, dar dacă nu ai vaccin, nu poți să oprești o epidemică. Izolarea asta nu o să oprească, nu poate să oprească epidemică. Poate să facă inițial mai puțin repede să se infectare, dar nu poți să oprești cu izolare. Dacă un singur caz supraviețuiește că e infectat, o să infecteze alții. Numai când aveți populația are imunitate generală, atunci se oprește virusul. Asta se poate face numai dacă sunt destul de mulți infectați care o supraviețuiesc și ori dacă ai un vaccin. Nu o să avem un vaccin mai puțin de un an. Așa că nu s-a schimbat. Nu a fost vaccin pentru gripa asiatică și societatea a rezistat într-un fel. A rezistat. Eu îmi chipuiesc că eu am fost infectat, că trăiam acolo cu tatăl meu care era bolnav. Mama mea a trebuit să fie infectat, dar nu am avut simptome. Și atunci când am făcut imunitate și probabil că am dat la alții și eu unii s-au îmbolnăvit, unii s-au îmbolnăvit. Așa este. Nu s-a schimbat așa de mult de atunci. Dacă se inventa un tratament rapid, probabil că nu se ajungea la 1 milion de decedați din cauza gripei asiatice. Probabil că mai puține decese aveau loc și totuși în situația în care suntem astăzi, coronavirus, totuși există cât de cât un tratament, să zic așa, poate inventat sau
experimentat de-a lungul perioadei. Fapt ce ne oferă mai multe șanse de a supraviețui. Ce spuneam noi la școală, dacă și căcică, dacă. Nu, nu, e foarte greu. Cu virus e foarte greu de a face un tratament. Nu avem un tratament acum. Putem trata infecțiile secundare dacă oameni de obicei mor de pneumonie, de asta mor. Și atunci asta putem trata, dar virusul nu, dacă durează mult timp să faci un tratament. Asemenea a fost atunci și asemenea e acum. Numai un vaccin poate opri epidemica. Totuși vedem și citim foarte multe noutăți în care persoanele infectate cu coronavirus într-un fel iau un tratament, după care revin la starea lor normală de lucruri. Ce părere aveți? Totuși, există virusul ăsta în corpul omenesc sau are posibilitate să se transforme mai târziu sau încă cercetătorii încearcă să găsească soluții? Pentru că mulți revin totuși după șederea în spital și după ce au obținut un tratament cât de cât care să atenueze efectele coronavirus. E greu de spus dacă acest tratament a ajutat. Unii au ajutat, unii nu ajută. Medicina nu știe, sunt multe care nu știe medicina. Sunt mulți care au tratament și mor. Și atunci nu sunt sigur că avem acum ceva care e sigur să ne apre sau să de acest virus. Domnule Kuzinski, aș vrea să vă expuneți părerea și despre aceste vaccinuri, pentru că ați menționat de câteva ori că aceasta ar fi una dintre soluțiile de a doborâ acest virus, practic. Sunteți adeptul vaccinurilor? Credeți că soluția va fi să așteptăm, nu știu, probabil încă un an sau jumătate de an până aceste vaccinuri vor apărea pe piață, pentru că se lucrează intens la această producere. Dar bănuiesc eu că va dura destul de mult timp până le vom avea în spitale și în uz. Poate că să avem noroc și o să fie mai devreme. Dar n-o să scăpăm de viruse. Viruse, bine, gripa fiecare an o am bine înapoi și omoară oameni. Anul ăsta am avut gripa, nu corona, în țară de peste 30.000 de oameni. În 2007, acum 2 ani, au murit între 60 și 80.000 de oameni în America. Asta vorbesc numai numele de America. Fiecare an virusele omoară mulți oameni. De obicei sunt oameni care sunt vulnerabili. Mama mea se îmbolnăvea cu gripă și cu avea pneumonie fiecare an când am locuit în Baltimore, care e mai rece ca aici. Ne-am mutat la California pentru că aici nu este iarnă. Vedeți afară, avem soare, e cald afară și aici este aprilie. Și atunci asta nu este prima boală care am avut în fiecare an avem viruse, fiecare an avem boală. Încercăm să găsim soluții, dar adevăratul este că oamenii mor. Dacă am putea să trăi, să nu murim, asta ar fi bine, dar așa nu este corpul omenesc.
Dar și vaccinile au anumite pericole, pentru că ascultându-l pe Bill Gates despre această intensitate cu care urmărește să pună pe piață vaccinele și producerea acestor vaccine, chiar dumnealui a admis faptul că din tot globul pământesc, 700.000 de oameni ar putea avea efecte negative a acestor vaccinuri. Este bine cunoscut faptul că un anumit procent din oamenii pe care îl administrează decedează. Și vaccinele, într-un fel, ar avea anumite efecte de, ireversibile sau... Încă nu s-a studiat foarte bine cum aceste vaccinuri influențează viața omului peste timp. Deci, practic, unii care sunt împotriva vaccinării, cu fermitate vorbesc despre faptul că vaccinele ar putea să transforme într-un fel virusul ăsta într-o altă etapă sau într-o altă formă. V-ați dat cu, cu părerea până acum despre aceste efecte sau sunteți neutru la acest gen de pericol? Poți să treci strada și să te omoară o mașină. Asta nu înseamnă că stai acasă. Nu este, viața are pericole. Vaccinurile, ce pericole sunt vaccinurile, sunt foarte, foarte, foarte mici. Și ar fi mai bine ca domnul, cum se cheamă, Gates, să vorbește mai puțin de aceste pericole, că nu sunt mari. Eu știu s-a descoperit, înainte ce s-a descoperit vaccinul polio, a fost mulți copii care au fost paralizați. Și când a venit vaccinul la București, mi-a luat toți... copiii și dădea vaccinul în burtă, prima, la început. Nu chiar cu burtă, țin minte. Și m-a luat părinții și ne-a dat vaccinul. Țin minte că am avut se făcea vaccin de smallpox, cum se cheamă, variolă, da? Variolă, smallpox. Toată lumea a avut. Este un pericol, poate, într-un mic, foarte puțin oameni au pericol, dar nu este nimic care nu e periculos. Această atitudine care avem acum, că poți să trăiești o viață fără pericol, e ceva nou și eu cred că e nebun. Nu există viață fără pericol. Alo, sunteți acolo? Mă auziți? Cred că avem o frozen. Domnule Kozinski, haideți să discutăm mai mult despre dumneavoastră. Cum ați ajuns aici în Statele Unite ale Americii? Știu foarte bine că părinții dumneavoastră, evrei fiind, au fost persecutați în România, chiar tatăl dumneavoastră a fost deportat și deținut în unul dintre lagările din Transnistria și mama dumneavoastră la fel a fost deportată. Să înțeleg că ați cerut azil să veniți aici în Statele Unite ale Americii. Cum ați reușit practic să veniți și să începeți o viață nouă? Dacă ați vrea să ne vorbiți mai multe despre istoria dumneavoastră. Da, tatăl meu a fost la America, care este unul din lagări de Transnistria, dar l-a luat pentru că a fost evreu, dar nu toți evrei au fost în lagări în România. El era comunist și s-a dus, l-a luat la lagă pentru că era comunist. După aia, după ce a supraviețuit lagărul, a văzut cum comunismul se desface
și a fost foarte dezamăgit. A crezut că o să fie un ideal, așa cum spunea Marx și Lenin, că o să fie, toată lumea o să fie frați. Și el a crezut toate astea și când a văzut cum s-a implementat comunismul, a fost foarte dezamăgit. Mama mea a fost în Cernăuți și a fost în ghetto acolo, a avut un ghetto evreu și la sfârșit a venit la sfârșitul războiului, a venit la București când Rusia a intrat în Cernăuți. Au depus actele de plecare în 1958 sau 57, cam același timp când a fost gripa. Și l-au aruncat afară din lucru pe tata și pe mama. El lucra undeva la cadre pentru că era comunist și mama a lucrat la un export, era dactilografă. I-au aruncat să n-a avut l-au aruncat afară din ambele slujbe și după aia am trăit așa 3 ani. În 1961 ne-a dat voie să plecăm și am plecat mai întâi la Viena și am așteptat un an la Viena ca să putem intra la America ca refugiați. În timpul ăsta, dacă plecai dintr-o țară comunistă, era considerat imediat aveai drept de azil ca refugiați de comunism. Așa că așa am intrat. Am venit la America în 1962 când președintele era Kennedy. Țin minte că am fost aici când am auzit că Kennedy a fost asasinat. Eram la școală. Eu nu aud imaginea noastră e frozen. Manifestat. Acum ați văzut că unul dintre președinții americani v-a nominalizat în nu știu dacă mă auziți să mă vedeți, dar eu cred că am pierdut. Cred că am revenit după o scurtă pauză și deci revenim la întrebarea cum ați reușit, domnule Kozinski, să vă impuneți în sistemul de justiție din SUA. Ați fost nominalizat în această funcție de către unul dintre președinții americani. De Ronald Reagan. Exact. Da. Spuneți-ne mai multe despre această trecere a dumneavoastră în carieră și în acest sistem judecătoresc la Curtea de Apel, din câte înțeleg. Am avut mult noroc. Eu am mers la universitate, la facultate aici și după aia la școală de drept. Și, e vorba despre Universitatea din California. UCLA. UCLA University of Los Angeles. Și am făcut și facultate acolo și școală de drept. Și în 1975 am terminat și primul job care am avut era cu Anthony Kennedy, care a devenit mai târziu judecător în Tribunalul Suprem.
Și după aia am lucrat pentru Tribunalul Suprem, pentru Chief Justice Berger la Tribunalul Suprem. Am un fiu acum care lucrează la Tribunalul Suprem anul ăsta. Practic v-a luat calea sau a urmat pașii pe care i-ați arătat sau a fost pasionat de aceeași domeniu? Well, și soția mea este avocată, așa că ne-am întâlnit la școala de drept, așa că au influența asta. Dar avem trei fii și doi sunt avocați, unul nu e avocat, e face video. Asta este la Hollywood, lucrează la filme. Sunteți alături, practic. Acum să înțeleg că industria filmului la fel a decăzut. Practic nu se mai fac filmări, au fost sistate foarte multe proiecte de film. Dumneavoastră, ce zice despre această experiență? Asta este guvernul care face asta. Eu cred că e o greșeală. Nu o să oprească acest virus și fac multă mizerie la multă lume pentru fără cauză și fără nu o să aibă nicio rezultat bun. Până găsim un vaccin, atunci o să fie rezultat bun, dar să fim acasă, asta nu ajută nimica, eu cred. Să înțeleg că industria filmului a decăzut în ultima perioadă, la fel ca și mijloacele de transport, avia. Absolut, s-a oprit, nu s-a decăzut, s-a oprit. Nu, dacă n-ai voie să faci, să ai o filmare, necesită mulți oameni. Nu numai actorii, dar camera. Da, practic la un film de Hollywood se lucrează 100 de oameni într-o echipă. Oh, 100 nu e destul, asta 100 pentru acest film, dar ai nevoie de mii de oameni pentru toate garderoba și seturile și de construct. E o întreprindere gigantică. Dacă nu poți să aduci oameni împreună, nu poți să faci. Așa că s-a oprit toată filmul. Ca consecințele o să le suferim pentru mulți ani. O să uităm mult de corona virusul, o să fie mult uitat înainte de uităm de consecințele de ce face guvernul aici. Vreau să aflu care este opinia noastră față de politicile guvernamentale. Sunteți, susțineți aceste politici sau credeți că trebuie să revină totuși la activitatea inițială și dacă revenim la activitatea noastră de zi cu zi, ce efecte ar produce această decizie? Oamenii știu care e pericolul sau cred că știu care e pericolul. Cei care au frică sau sunt vulnerabili o să se ferească și ceilalți pot să meargă să facă treaba lor. Eu am aproape 70 de ani acum, dar mie nu mi-e frică. Eu nu pot botniță. Nu mi-e frică să mă văd cu alți oameni. Acum câteva zile m-am dus, avem o prietenă care face mâncare românească și mi-a venit poftă și atunci am chemat-o și mi-a făcut o grămadă de mâncare și m-am dus acolo și i-am îmbrățișat-o, am spus bună ziua, nu mi-a fost frică. La mine nu mi-e frică de oameni. Și am adus acasă o grămadă de mici și sarmale și torte. Și am trimis și la Washington, la firma care lucrează la Tribunalul Suprem.
A spus, vreau și eu de asta. Dacă ai frică, nu putem să trăim cu frică. Înțeleg ce vreți să ziceți, că oamenii să nu aibă frică, dar cu toate acestea, dacă, spre exemplu, ne imaginăm că revenim la joburile noastre, toată lumea va fi în forfotă. Deci mobilizarea asta... foarte mulți oameni din diferite state, cât de puțin acum practic este o destul de red. Dacă din contra se va de persoane pentru că asta ar duce la transmiterea virusului destul de rapid. Și? Dacă America și sistemul de sănătate va putea face față unui nou val de infectări. Pentru că la momentul actual, oamenii stând acasă, există această, eu știu, problemă de a ajuta și de a veni în susținerea oamenilor. Adică nu se ajungă echipamentul necesar, produsele pentru medici. Asta nu e adevărat. Asta nu e adevărat. La New York s-a spus că au nevoie de toate paturile astea și ventilatoare. Au folosit New York, care este cea mai mare infecție, au folosit un sfert de paturile. Au construit facilități auxiliare care nu se folosesc. Sunt spitale în New York care nu au pacienți. Nu au pacienți de corona, pentru că nu sunt așa de multe cazuri, dar alți oameni care au avut nevoie de tratament sau chirurgie pentru alte boli sau alte proceduri nu pot să obțină. Pentru că spuneau, așteptăm să vină multă grămadă de oameni pe virus. Asta ce au spus nu e adevărat, nu s-a întâmplat. Nu am auzit de un singur caz că a venit un bolnav la un spital și nu a avut un pat. Nu în America. Italia au un regim medical socializat care a fost acuzat de mulți ani. Asta se va întâmpla aici dacă avem medicină socializată, cum vreau unii aici. Dar noi nu avem această problemă. La Canada există așa ceva, că au și ei medicină socializată. Dar nu aici, în America. Deci considerați că medicina din Statele Unite ale Americii va putea face față unui alt val de infectări? Așa absolut. Dacă medicina din București, sub comuniști, a putut să facă față la gripa mult mai serioasă din 1957-58, eu cred că America în secolul 21 poate să facă față. Asta ne-a vrut să facă, să ne facă frică, o să nu o să fie patru, nu o să fie doctor, nu o să fie ventilator, nu avem asta, dar nu s-a întâmplat. Ați auzit de un singur caz să nu avem destul loc pentru oamenii care sunt bolnavi? Știu foarte bine că cel puțin aceste teste nu sunt disponibile și practic lumea poate să fie contaminați cu acest virus, dar să nu cunoască. Asta mi se pare o absurditate, să nu avem testele necesare în farmacii, spre exemplu. Asta nu e absurditate, asta e viața. Nu fac test, nu se creează, testul nu vine din cer, cineva trebuie să le facă. Și dacă nu știi, dacă China nu ne spune că gripa sau această epidemică există, cine să facă aceste testuri? Nu se creează, nu cad din
cer. Trebuie făcute aceste și, da, înțelegem, și... dar pe de altă parte, de exemplu, Germania și alte state sunt mult mai avansate în ce privește testarea la o masă de oameni mult mai mare, pe când în Statele Unite ale Americii nu vedem acest lucru. Nu știu, cel puțin eu personal nu văd o avansare în medicina americană. Deci lumea a fost complet nepregătită, dar și vedem când analizăm diferite țări cum au răspuns acestor efecte, Statele Unite ale Americii cumva a fost mai înceată la a răspunde acestei crize. Dumneavoastră, credeți că în America politicile au fost foarte bine puse la punct sau totuși vedeți unele lacune care ar putea fi remediate? Nu e politică. Aici FDA este o agenție care este foarte înceată să aprobeze medicamente. Și asta a fost o problemă de mult, nu început, nu este de zeci de ani, că sunt foarte încet, vreau să fie foarte, foarte sigur ca să cineva să nu facă rău, să nu facă... Și asta este adevărat, dar nu e politică, asta a fost legea aici. Se poate schimba legea, dar și mulți oameni au spus că legea aici e prea timidă. Dar nu este chestie de politică, dar nu înțeleg ce ajutor face să ai testul. Dacă ești bolnav, mă faci tratament. Da, ideea este că poți să ai acest virus, poți să fii infectat și să nu cunoști. Și, deci, practic, după părerea noastră, dacă, spre exemplu, revenim la joburile noastre, revenim la economia de până acum și nu avem aceste teste suficient de bine, eu știu, aprovizionate, practic fiecare dintre noi poate să transmită acest virus neștiind. Deci, dacă revenim la joburi, ar trebui să avem cel puțin aceste teste disponibile pentru a putea să micșorăm riscul infectărilor. Și cum micșorezi? Faci testul astăzi, faci testul la dimineață și după aia fiecare două ore. Dacă iei testul, nu poți să fii sigur că mâine mergi la nu o să fie infectat sau nu o să dai altcineva. Asta oameni vor să facă mare critică că nu avem testul, dar nu înțeleg cum o să ajute testul. Bine, testele cred că pot să prevină modul de a transmite acest virus, pentru că la o etapă inițială, da? Deci orice testare care se face la o etapă inițială poate să fie tratat. Deci acea persoană poate fi în continuare izolată sau să stea în carantină și să primească un tratament. Ok, și zic că iei testul astăzi și e negativ. Da, deci am șansa să nu progreseze boala, deci am șansa să nu aștept încă 10 zile până virusul poate să distrugă plămânii și să afecteze sistemul imunitar, am șansa să trăiesc și să obțin un tratament. Atunci când eu am acest virus și asta, nu cunosc că am acest virus, am foarte mare risc să pierd viața. Absolut nu. Mie nu tratează nimeni care e infectat, care nu are simptome. Dacă ești bolnav de virus, să zici că e un test, nu te simți rău. Nu îți dă imediat medicamente. Și pentru ce să dă medicamente? Nu îți dă. Mulți oameni sunt infectați, nu au deloc simptome și nu se le tratează în acest oameni. Testurile poate spune, pot să merg astăzi la lucru că nu sunt bolnav.
Dar atunci faci un test seara, când vii să ai test de luat fiecare zi, fiecare jumătate zi, fiecare două ore. Eu nu sunt convins că asta testurile să fie mare ajutor. Vaccinul, dacă avem vaccin, asta absolut, absolut. Sau dacă avem miracol să avem ceva medicament ca să omoare acest virus. Dar asta sunt foarte greu de găsit. Bine, suntem aproape spre finalul acestei emisiuni și cred că am putea să facem un sumar la ceea ce am discutat și să vedem totuși pe viitor cum credeți că vor evolua lucrurile. Despre cum vor fi afectați oamenii, dar și economia în general, și ce lecții pot învăța autoritățile din experiențele pe care le-a avut și România și multe alte țări în lupta cu diversi viruși, și gripa spaniolă și cea asiatică și multe alte gripe pe care omenirea le-a experimentat. Cea mai mare pericol este frica. Asta a spus Roosevelt în timpul războiului, președinte Roosevelt. The greatest fear is fear itself. The greatest danger is fear itself. Această panică, asta e numită așa de multă pandemică, ca o panicdemică. Oamenii au această panică că avem această boală. Avem bol, am avut bol, tot felul de viruse, tot felul de bacterii. Și asta nu este cea mai mare pericol. Eu cred că reacția este prea mare și frica e prea mare. Ce putem să învățăm este că mulți oameni se îmbolnăvesc și nimic nu se întâmplă nimic. Tatăl meu s-a îmbolnăvit, am trăit cu el la aceeași cameră, aceeași două cameră, cu alte familie și nimeni nu s-a îmbolnăvit afară de el. Și el a supraviețuit. Și în același timp, mulți oameni au murit. Așa este. Nu există viață fără pericol. Cel mai mare pericol este frica. Bine, mulțumim foarte mult, domnule Kozinski, pentru acest timp pe care l-ați oferit și opiniile dumneavoastră cred că sunt importante. Probabil că mulți care ne vizionează în aceste clipe susțin ideile dumneavoastră, alții probabil mai puțin, dar din această cauză am inițiat această discuție ca să vedem care sunt părerile printre români și mai ales printre cei care au avut tangențe cu mai multe experiențe de acest gen, cum ar fi gripa asiatică în familia dumneavoastră din România. Și suntem în spațiu public ca să dezbatem și să avem discuții pe marginea coronavirus și cum efectele acestui virus vor continua să ridice, eu știu, această anxietate sau, din contra, ar trebui să ne gândim la soluții și personale și de viitor. Mulți, spre exemplu, și-au schimbat abilitățile, adică au învățat multe cursuri noi, s-au respecializat, pentru că nu se știe cât de mult va continua această criză și vă îndemnăm pe pagina noastră de Facebook și în comentarii să scrieți dacă ar trebui Statele Unite ale Americii să întreprindă măsuri mai rapide pentru a combate coronavirus, dacă ar trebui oamenii să revină la locurile de muncă și dacă ar trebui să fie reîncepute afacerile pentru a nu intra într-o criză, eu știu, mai dificilă, cum ar fi cea economică.
Vă îndemnăm să comentați, să scrieți și să vă expuneți părerea la Hora în America. Ne bucurăm nespus de mult, domnule Kozinski, pentru această prezență și vă urăm multă sănătate și multă putere să... Data viitoare să vorbim de lucruri mai vesele. Să sperăm că vom vorbi și despre lucruri mai vesele, dar aceasta fiind situația, probabil că toți suntem tot mai mult interesați cum vor evolua lucrurile și cum vom putea să diminuăm aceste riscuri. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră și vă așteptăm și cu alte emisiuni interesante, oameni deosebiți. Vă îndemnăm să deschideți și pagina noastră de Facebook și horainamerica.com, unde vă puteți abona și primi online revistele noastre pline de emoții pozitive. Încercăm să fim pozitivi și optimiști în aceste clipe. Toate bune vă doresc! Toate bune!